Despre cum putem să trecem cu bine peste această perioadă discutăm în continuare cu doamna Oana Pop, medic nutriționist care ni s-a alăturat în platoul știrilor. Bună ziua, bine ați revenit la noi. Bine, bună ziua, bine v-am regăsit. Care sunt riscurile care ne pasc în această perioadă după ce am mâncat prea mult de Crăciun, cele două, trei zile? Riscurile în această perioadă sunt în special cea de ordin medical, adică putem să facem niște crize de colecist, care nu sunt cele mai indicate. De asemenea, putem ajunge la urgență cu colici, colică biliară, colică renală. Din păcate, în această perioadă sunt foarte multe acutizări de ciroze hepatice, ca atare este o combinație între alimentație și între alcool. Asta se întâmplă în această perioadă și ar trebui puțin să fim mai cumpătați în tot ceea ce noi facem și cum consumăm. Ce înseamnă, practic, cumpătat? Cumpătat înseamnă să mă lec de alcool, să nu consumăm foarte mult alcool, adică nu o sticlă, ci un pahar de vin, ca să dau un exemplu, să nu consumăm la o masă patru feluri de mâncare foarte mari, adică în platouri mari, ci să fie platouri mai micuțe. Începem întotdeauna, dacă vrem aperitiv, să fie foarte puțin, consumăm pe mai departe o ciorbă, ca să dau un exemplu, un felul doi doar dacă este cazul și desertul doar dacă îl dorim. În mod ideal nu ar fi toate combinate, dar la desert mai ales că nu facem acest lucru neapărat în fiecare zi, să mâncăm atât de mult. Există și persoane predispuse la astfel de criză de colecist? Da, există persoane între medicali, sunt acele persoane care au un colecist malformat sau putem să zicem, se numește slagi biliar, adică un depozit de, zicem, nămol. De fapt, este un colesterol care se adună și din zilele precedente. Da, se adună și, într-adevăr, în momentul în care avem aceste sărbători, în care mâncăm mult mai mult, atunci apare criza propriu-zisă și este atât de gravă de multe ori încât se sună la ambulanță. Am văzut și noi, vom prezenta în minutele următoare câte cazuri au fost în această perioadă. Sunt curioasă. Nu ajungem la urgențe, dar totuși trebuie să ne revenim după această perioadă. Ce e de făcut? Nu recomand neapărat după sărbători, recomand chiar și în timpul sărbătorilor, pe lângă această cumpătare alimentară și legată de alcool, recomand mișcare. Recomand mișcarea însemnând nu doar neapărat să mergem la o sală de sport, recomand o mișcare să mergem la o plimbare. Avem băile Felix, avem dealurile din jurul orașului unde putem să ne plimbăm propriu-zis sau chiar pe marginea pe malul Crișului și acolo există putem să mergem. Există o variantă și cu sălile de sport deschise în această perioadă? Există. Da. Da, dacă suntem genul sportiv, dacă ne place să mergem la sală și știm că sala la care noi mergem este deschisă, evident putem să facem mișcare. Eu aș recomanda în această perioadă când poate am făcut un exces culinar, mai un exces totuși, nu am făcut nici mișcare câteva zile, să nu luăm în forță, să facem exerciții ușoare, tocmai din cauza că la fel, în momentul în care poate ne știm că anumite afecțiuni medicale, acestea pot din start în momentul la sală, când facem un exces, să ne trezim că nu ne simțim bine. Practic, dacă n-am făcut sală sau mișcare în ultimele 2-3 săptămâni, să-i spunem, dacă vom merge este și mult. Vom alerga acum 7-8 km, nu vom rezolva neapărat mare nu. Lucru. Nu vom rezolva contră, nimic. Riscăm accidentări. Mai degrabă riscăm, pe lângă partea de accidentare, de exemplu, nu știu, nu risc la o factură, la o fractură neapărat. Sau o întindere. La o întindere sau un ligament rupt. Pur și simplu este o supra-solicitare a organismului nostru în această perioadă, dacă noi nu am făcut mișcare multă vreme. Trebuie luat așadar treptat totul. Treptat totul, da. Ce trebuie să mâncăm în aceste zile? Cât de mult să ne axăm pe fructe și pe legume? Aș recomanda, de fapt, aceste fructe și legume, eu le recomand inclusiv în perioada sărbătorilor. Dar și pe tot parcursul anului. Pe tot parcursul, evident, este o alimentație care ar trebui să existe în farfuria oricui. Dar, într-adevăr, când vrem să o luăm mai lent, după o masă copioasă, pe care mese, de fapt, copioase, că au fost mai multe zile, este indicat să ne axăm foarte mult pe legume. Fructele, într-adevăr, sunt indicate în această perioadă, dar mare atenție, dacă avem, de exemplu, probleme gastrice, citricele în exces, iarăși și ne introduc într-o categorie, într-o afecțiune medicală și ca atare poate nu a trebuit să consumăm foarte multe fructe, adică zic 3 maxim pe zi, ca să dau un exemplu. De asemenea, dacă mai avem prăjituri, fructele combinate și avem și prăjituri, deja este un exces de fructoză și de zahăr. Deci din iar start, nu e bine. Da, iar cum ar nu trebui bine? Să arate un meniu pentru ziua de mâine, să-i spunem, o zi între cele două pentru sărbători? Ziua de mâine. Dau un exemplu care mie îmi place personal. Dimineața, deci la micul dejun, ca și o alimentație foarte ușoară, ar fi așa numitul terș de ovăz.
Pur și simplu ovăz fiert în apă sau puțină lapte cu o banană. Este un mic dejun foarte bun care din start pune repaus acest tranzit intestinal pe care noi l-am avut foarte accentuat în această perioadă. Dacă vrem iarăși să consumăm un fruct, ca să dau un exemplu, undeva la 2 ore după acest mic dejun putem consuma un fruct. Poate să fie ceva din categoria citrice, poate să fie un măr. După aproximativ o oră, oră jumate, poate chiar două, putem avea un prânz. Acest prânz poate să fie, de exemplu, un piept de pui cu niște legume, o salată. O salată, când zic, mă refer la roșii, ardei, castraveți, deci nu mă refer la o categorie leguminoasă, adică fasole sau mazăre, nici pomenele de așa ceva. Și ultima masă, care ar fi undeva înainte cu 3 ore înainte de culcare, dar totuși să nu depășim ora 8, ar fi indicat să fie o supă ușoară sau pur și simplu o salată în care putem să avem puțină brânză slabă, dacă dorim acest lucru. Deci nu foarte mult și nu foarte greu din punct de vedere alimentar, pentru că să nu uităm că urmează și revelionul sau seara, pot să fie, de exemplu, combinația salată cu pește. Peștele o variantă, o soluție bună? Este o soluție foarte bună și nu doar în această perioadă, este o soluție foarte bună, special la cină. Peștele se digeră foarte ușor și combinat cu legume, cu salate, seara în special, ajută această digestie să fie foarte rapid realizată și organismul intră în repaus ca să se poată odihni pe perioada nopții. Deci recomand, într-adevăr, peștele și tot anul. Ca să dau un exemplu, somonul putem consuma de 2 ori pe săptămână, aduce un surplus de omega-3 care este foarte sănătos pentru organismul nostru și... Practic nu e nevoie de carne de porc neapărat pentru a ne sătura, nici în această perioadă, nici în general. Nu, ca să fac o comparație între carnea de porc și carnea de curcan, de exemplu, au același număr de proteine. Dar în momentul în care grăsimile saturate sunt mai multe în carnea de porc, mai puțin în carnea de curcan și are de asemenea omega-3, la fel ca și somonul. Deci carnea de curcan este și mai bună.